sunt Natalia Echeptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Acum o lună, Alexandru Sandu, din Rublenița, raionul Soroca, a intrat într-o mare încurcătură. Dacă el ești îngelul și tu nu știi cine sunt eu, dar eu știu cine e el, ei sunt oameni mari, au lucrat prin poliție, prin petea și el a fost șef și are fermei. Bărbatul de 40 de ani povestește că într-o seară se grăbea să-și ducă copilul de urgență la spital. În drum însă a dat de un consătean care i-a pus mașina în față. El s-a dat jos, a sărit la mine la bătaie, a tras vă trei pumni în bot. I-am făcut, mă ieschi și l-am călit așa în chep și o blend, l-am blenduit, să duc jos, să duc într-o parte să mă scăp de mâinile lui, înțeleg? Alexandru se jură că după asta conflictul s-a potolit. O luat sosit în mașină și o dat mașina mea la deal. Dar de urmă la mine, că eu eram cu mașina, de urmă la mine la mașină, încă o mașină. Mai vin eu. N-avea chip nici treci, nici înapoi. Peste o săptămână însă, el a aflat că acel consătean l-a dat pe mâna polițiștilor. Am dat la comisar acolo, așa lui omul și ăla îmi spune așa, m-am așezat, eu aici la care un polițaiul ăsta care m-a luat încolo, comisarul și-a zis, uite la mine, faci că i-am spune cum a fost și a fost între voi, între tine și Lefter. La inspectoratul de poliție, Alexandru a aflat că el i-ar fi scos un ochi consăteanului său în timpul bătăii. Deci ca să-i sară la un om un ochi, să-i sară un ochi. Eu cred că dintr-o pălitură de așa, să-l pălești, schiși jos. Eu cred că dintr-asta nu sare ochi. Acum Alexandru se jură că doar l-a împins pe bărbat, nimic mai mult. Asta chiar dacă la poliție a semnat o declarație în care a recunoscut că s-a bătut cu acel consătean. Și-o zis că nu-i îmi pare rău că tipa, să ai tu un frate, tipa, schiși pe așa ceva, îi faci ceva pentru dânsul, nu-i faci ceva pentru dânsul, dar este lege și nu eu am să fac în așa fel, că tipa, după legea să răspund eu după lege. Alexandru nu este mulțumit de ce îi se întâmplă și crede că nu are pentru ce să răspundă. Pentru a afla unde minte el și unde spune adevărul, noi i-am propus testarea la poligraf. Cum a răspuns Alexandru Sandu la detectorul de minciuni? De ce bărbatul își neagă vina după ce deja a recunoscut-o? În ce stare este presupusa victimă? Dar și de ce familia lui Alexandru se simte acum în pericol? Aflați din această ediție. În fața polițiștilor, Alexandru a recunoscut că s-a bătut cu consăteanul său care îl acuză că i-a scos un ochi. Mama sa însă vrea să-și apere fiul și a venit astăzi în platoul nostru. Să vedem ce argumente are ea în apărarea lui. Doamna Zinaida, vă așteptăm. Doamna Zinaida, vreau să ne povestiți ce v-a spus fiul dumneavoastră despre acel incident. El a fost dimineață la mine și zice, mamă, eu iau băietul și mă duc acasă. Eu zic, du-te la ea, Dornilă, că da-mă oară în țeșe. Sus acasă și ei s-au mai jucat acolo și au făcut băietul, s-au dus în altă cameră și au luat niște pastile și au băut. Și băietul vine, zice, mamă, lui e rău, nu și are. Eu zic, vezi și tu, du-te la medic. De el zice că nu la medic, că mai bine mă duc la Soroca. Și o ieșit așa de o gradă. La Soroca, la spital? Da, o trecut așa pe drum și o încărnit așa de vale și acolo era mașină pusă așa. Nu de-a lungul așa, dar așa pusă mașina. Deci drumul era blocat. Da. Și băiatul zice că s-a scoborât, că dar mi-a luat acasă, mi-a spus, s-a scoborât. Și au spus că, Badi, te rog frumos, dă-te la o parte cu mașina, zici că... Așa v-a zis el? Că așa frumos a vorbit? Da, așa frumos el a vorbit cu dânsul. Dă-te rog frumos la o parte, zici că am pierdut soția, nu vreau să pierd nici copilul. Dar el zis cu o ieșință, băietul, dar am de spusele lui că eu n-am fost cu dânsul. O spus, zici că, el zici că, dar tu nu știi și nici eu. O ieșit din mașină și l-a apucat și... L-a apucat așa de chept și i-a dat vă două palme. Și băietul ne s-a terpit 3-4 cât acolo, pe urmă l-a izghit așa. Dar din ce cauză? Ce l-a provocat să... Că deși l-a bătut în fereastră și l-a scos din mașină.
Și băietul nu a mai ajuns. El în stare de ebrietate? Așa la da. Așa v-a spus băiatul? Da, băietul, a spus că era băiat. Și băietul nu s-a numai acum. După ce el a izghit pe dânsul, s-a suit în mașină și nu a mai fost la spital. Încă e partea de la vale și a venit și mi-a adus mie băietul. Așa și nu s-a mai dus la spital? Nu a mai fost, eu tătă noaptea am șezut, am dat acolo niște... Sper că copilul este bine. Da. Este bine copilul? Este normal, a rămas acasă cu sora. Doamna Zinaida, dumneavoastră, ați înțeles de ce infracțiune este acuzat fiul dumneavoastră acum? Acum? Pentru că a zis că băietul ăsta a zis că băietul meu l-a pălit cu ciorul și i-a scos ochiul. Ce riscă băiatul dumneavoastră, știți? Pușcărie riscă. Eu toată viața pentru dânsul trăiesc și vreau să-l scălăcum. L-am așteptat atâția ani și amul nu vreau să duc înapoi. El a șezut 12. El unde se duce acolo, mă duceam și lucram. Eu toată viața pentru dânsul am lucrat. Doamna Zinaida, vă înțeleg nu vreau să-l pierd, că n-am, rămâne copilul pe drum. Și știu că el nu a învățat în sat. Nu a fost bătăuș, nu a făcut la nimeni, că noi suntem săraci, dar ei, vă spun ce este băietul ăsta, da, tata lui a lucrat în poliție, el tot a lucrat în poliție. Asta dumneavoastră ați aflat mai târziu sau știați? Eu nu știu că toată lumea se jeluie de dânsul prin sat, el mult face. Dar dumneavoastră nu credeți că Alexandru era în stare nu să-i dea? Cred că eu știu că el nu face. El de ce? Pentru că el a venit amu de la pușcărie, el știe ce înseamnă asta, el a... Numai el știe cum o trasă ăștia ani ăștia și l-a venit acasă și s-a început tot din nou să facă. Să crească copilul că am pierdut nora. Este o situație neclară la mijloc, legătura cauzală dintre partea vătămată și Alexandru, dar la mijloc este o stare de afect din partea lui Alexandru și vă spun în ce cauză. A pierdut soția, așa am înțeles? Da. În fața lui este copilul care... Fata are copil micuț de 9 luni, plus încă fratele 2 ani jumate. Da, copilul care, el nu se știe în ce stare copilul respectiv, vede foarte... că e bolnav, sub starea asta, încă s-a pierdut soția, copilul este bolnav, l-a urcat în mașină și în fața lui este altă mașină care blochează drumul. În așa circunstanțe el a venit și s-ar putea să apară această altercație. Însă, Republica Moldova, orice pumn costă, deoarece s-a afectat integritatea corporală a altei persoane. Însă, pentru fiecare pumn care este dat, trebuie să vezi în ce circunstanțe au fost provocate aceste leziuni și dacă s-a provocat aceste leziuni și a doua, dacă cel care este partea vătămată nu a provocat de acum infractorul să le comită, fiindcă din ceea ce spun eu, a ieșit din mașină, i-a dat 2-3 palme, da, o zi, și în cele de urmă putea să-l provoace. El spune că l-a împins. Da, la el mijloc... a treia palmă, a zis că mama, trei ori am pierpet, pe urmă zici că l-am luat și l-am împins așa și el a chicat jos. Doamna Zinaida, eu ca părinte vă înțeleg că nu vă vine a crede că ficiorul poate face așa ceva, dar domnul Teodor a spus corect, că în stare de afect și mai ales atunci când avem un atac la valoare, iar copilul este una din valorile fiecărui om, și când avem un obstacol și noi nu-l putem depăși, și nu putem ajunge la acel scop, se declanșează furia. Asta e prima ce se declanșează, asta e emoția. Iar în spate la această emoție este agresivitate. De aceea... Deci tu nu crezi că eu cred Alexandru că totuși a fost o încăierare acolo. Totuși cred că a fost o încăierare, mai ales că ați spus că copilul simțea rău, da? Da. În momentul acela, când se ridică emoțiile, gândirea critică scade. De aceea este posibil să fi fost o încăierare între acești doi domni. Pe Alexandru îl înțeleg perfect de ce a răbdat aceste palme, pentru că recent a ieșit din penitenciar și orice nu s-ar întâmpla în localitate, pentru asta o să răspundă el. Da. Da? Și asemenea indivizi, evident că se folosesc de situație. Trist, dar adevărat. Asta e. Astăzi vorbim despre Alexandru Sandu din Rublenița, raionul Soroca. Bărbatul de 40 de ani se teme că de grabă va ajunge la pușcărie pe nedrept. De curând, el a aflat că un consătean îl acuză că i-a scos un ochi într-o bătaie. Alexandru neagă că s-ar fi bătut cu el, deși la poliție deja a recunoscut asta. Mai devreme am auzit-o pe mama lui Alexandru, care este convinsă de nevinovăție fiului său, și asta pentru că bărbatul rămas fără ochi ar fi mult mai puternic decât băiatul ei. În această seară vom auzi și rezultatele unui test la detectorul de minciuni pe care l-a trecut Alexandru. Dar nu înainte de a-i auzi povestea. Alexandru, te rog să intri cu atât.
Bună seara, tatăl lumii. Vreau să ne spui cum se întâmplă că, de fapt, negi că te-ai fi bătut cu acest consătean, dar la poliție deja ai recunoscut că l-ai bătut. Nu, la poliție n-am recunoscut. Păi așa mi-au zis colegii. Acolo a fost altfel. A venit poliția pe data de 12. La lucru, unde lucram eu cu ziua. Întâi eu fost acasă. Și de acasă au venit la lucru. Și m-au luat de acolo, de la lucru, o greit cu șeful și ala care unde lucrez eu și m-au luat undeva la poliție. Ți-au explicat unde te iau? Dacă te-ai întins cu lefter. Și așa noi... au zis, te-ai întins? Da, da. Și trebuie să luăm de cum de asta, lămurire. Scădem, nu e nicio problemă. Și pe drum îmi spune că eu i-am scos. Dar nu ai fost uimit că ți-au spus că te-ai întins? Nu. Păi, te-ai bătut cu el sau nu până la urmă? Eu nu m-am bătut. El a sărit la mine la bataie. El a sărit, tu ai răspuns? Dar cum? Dar trebuie să știu dacă înaintea la băiet. Asta se întâmplă. Uite că mama ta mai devreme ne-a spus că tu i-ai zis că ai răbdat. Nu, mi-a dat una în bot și eu am zis că pentru ce eu mă bas pe mine. Eu și frumos am spus. De urmă mai era o mașină, vine omul cu femeie la lucru, tot. O văzut. Toate chestiunea asta și eu și cum acolo a fost. Eu m-am zis frumos și batul. I-am făcut din fără întâi. Nu înțelege. El își descoperă în telefon. Dar el e om zdravă. Mă duc și bat la fereastră, zic, bade, dă-i toleac la o parte, că trebuie să mă duc cu băietul la spital. Zic, el dă ușa în jos și îmi zice niște cuvinte, și nu știe cine-s eu. El era treaz sau beat? Da, el cine știe, că era drogat sau că era bat. Dar nu era el în stare. Doamne, ferește, eu... Așa, și iese din mașină? Da, și mă apuc și întrage una, mă apucă de ea și întrage, dar pe două... Așa, fără... Fără nică, două palme de mele, e una de-a lui. Îmi trage una, eu zic, oaie, nu păli, oaie, prin ce mă bată, eu am început să strâng, el încă una. A treia când m-a pălit, eu l-am îmbrâncit, l-am pălit în coaj, du-te, băi, cu Dumnezeu, și cu tine, dacă el susit, șed la dânsul, mi-e sunt așa. L-ai lovit sau l-ai împins? L-am pălit cu mâinile, amândouă, că el e mare, așa, omul nu mai dă jos, nici cu tractorul, acolo trebuie și înșal de mine, nici nu știu dacă l-ar dog de el. Așa, și mai departe? Și după asta el a uitat jos, s-a sculat, a luat mașina, s-a dat la o parte. A, s-a dat la o parte. S-a dat într-o parte. Eu așa, fără a-ți spune niciun cuvânt? Fără nimic. Deci cade, se scoală, se bagă în mașină, după și el, mașină la după o parte. Și el a căzut, că după și m-a părit mine și eu mă rup de mâinile lui, și eu lui i-am zis prostii. Prostii, da? Da, așa. Și eu i-am zis. Da, i-am zis, dar cum? Dar la omul la nier. După... Câți pumni i-ai dat? Cu amândouă mâini, e ca așa l-am părit, încoace. Nu că în cap sau cu cioarele sau ceva, dar cu amândouă. M-am apărat să mă rup la dânsul, că el e mare, om mășcat, cum mă ține. Așa. El își dă mașina la o parte. Tu de ce nu ți-ai continuat drumul spre spital? Eu m-am spărit, eu m-am dus la mama, așa m-am așa, i-am spus, tăt și-am lăsat băietul la mama. Asta a fost pe data de 7. Pe data de 12 vine miliția prin jurul căs la mine și... S-o catat ei, nu știu, pe urmă au venit la lucru. Da. De la lucru m-au luat, cu Cescov și cu doi acolo, nu știu cine se ia. Câtipa din partea lui Lefter, cum am întins, ceva la miliție. Întâi la comisar m-a dus. Așa. Și comisarul îmi spune, câți ani ai? Zic, că eu cam de seama ta, eu știu la tine că ai tragedie, pierd fumie, e greu și la tine. Așa. Dar eu îi spun, domnul comisar, ia că uite la mine, nu l-am bătut, nu i-am scos nici un ochi. Eu vă fie cu omul ăsta, nici n-am avut intenție. Dar ce ți-a spus că i-ai scos ochiul? Acolo, la miliție, până a intrat la comisar, a păi iar tu juri că omul era integru când, da, da. Când a urcat o mașină da, după da. Încăierarea voastră și da, s-a dat la o parte. Da, el îmi spune, uite la mine, trebuie să facem și băghine. Alexandru, este foarte important. Tu ții minte sigur că omul ăsta, când v-ați despărțit, avea doi ochi? Dar păi eu și nu sunt nebun să-l pălit în ochi, ca să-i trăsnit eu atunci un ochi și ăla să-l luat eu și-l scos lui de el de durere, sau chiar dacă nu atunci, fiște o oră, dar puteți să scheme score, dacă și așa, suntem mături, judicăm. Dar Adna nu a putut atunci puște o oră, puște două, trei ceasuri, chema și miliția, chema, că el e om de stat, dar nu după o săptămână el îmi spune nic, eu nu știu, eu scos ochiul, nu eu scos, ei îmi spun așa, nii. Poliția ți-a spus? Da. Tu l-ai văzut pe omul ăsta? Nu, vopșe, nu l-am văzut nici de atunci, nici până atunci, odată așa. Atunci l-am văzut când s-a întâmplat. Dar nici după așa. De ce colegii mi-au zis că tu la poliție ai recunoscut că totuși te-ai bătut? Nu.
La poliție chiar, l-ai lovit cu piciorul. Chiar comisarul singurul îmi spune, faci că trebuie să scrii ca să și băghini, trebuie să scrii că i-ai dat marcă în picioare. Și asta faci noi acolo și să-ți dai un ștraf, o slovnă sau o zvam pe acasă. Zic, domnule, așa a zis? Da, comisarul. Așa? Și-a pușirut numărul de la șeful ăsta unde lucrează, la omul ăsta care lucrează de-o cu ziua. Și-l sună pe șala și-i spune la ăsta, băi, poate-l de găvrești tu să spui că-l pălit cu un concior. Și ăsta face, băi, cum dacă el nu-l pălit, tu singur, tu știi pe pechea cât e de mare, că ăsta tot e. Pechea cât e de mare și ăsta și-o țâmburuc. Cine știe el, el mai are datorie, cine știe cine s-o mai încălicat după asta. Nu, nu, așa l-au zis că nu cresc eu cu dânsul. M-a luat, m-a dus, du-te cu ăsta și m-a dus jos în, într-un cabinet mai jos și o scris el tip așa cum a fost, dar au zis că nu, că nu l-am împins, dar un cior o scris el că i-am scris. Și o scrie, știi, scalește, cât normal. Tu te-ai semnat? Da. Tu știai ce semnezi? El a zis ca să fac și băghine, dar nu mi-a spus nici pentru ce semnezi așa. Ca să și bămpăcare, nu știu acolo. Așa. El a ca așa mi-a zis. Așa și-o zis. Păi și tu dacă știai că tu nu ai făcut-o, de ce ai semnat? Păi, poate și de frică am făcut-o. De frică cui? Da, cu dâns să am, eu nu vreau să am de-a furc cu dâns. Eu sunt păcătos, Doamne ferește, eu trăiesc cu un sărac, vai și-a mare capul meu. Dar de ce s-au legat de tine? Dacă nici măcar nu ți-a cam, știți cum, eu fiindcă am stat și am un iar, nu știu, așa, parcă de asta. Ai fost închis? Da, apie că am când ceva se întâmplă, ei vin, poate aia nu vin la mine. Așa, dar, zi-mi, te rog, dacă tu zici că nu a fost, ce motiv are omul ăsta să te acuze că i-ai scos? Are o intenție că eu știu că eu lucrez ca robul. Așa. Și el are fermă de vaci, cine știe, sau poate vor bani. Dar eu n-am nici un leu. Voi ziceți că ei sunt o familie bogată și importantă, da. Tu sărac. Da. Da, cu acele 3.000 sau... Poate ca eu să lucrez la dâns. De ce anume tu? Nu găseau un om mai înstărit? O mai lucrat acolo. O mai lucrat o fată și a lucrat 12 ani și, Doamne ferești, și eu bătut-o și pe specie femeie și... Sunt 3 martori la mijloc. Dar cum mașina cu șoferul și pasagerul de alături din spate? Apropo, Teodor, bine că ai pomenit de martori. Echipa noastră a căutat acei martori despre care ziceai, din mașina care stătea după tine. Să vedem cum a discurs. A fost discuția noastră cu ea. Atenție. Nu-mi trebuie nu probleme, crede așa, mă, că ei tot nu vor. Știi, poate, dar nu vor să vede că a venit plăcerea, a venit sorsul de orstuine. Nu trebuie nouă probleme, nu ați rezolvit. Stiem, dar pui ea ca el primește lapte și ăștia ăia ca oamenii ăștia au și ei acolo niște vai și tot, eu și duc la dâns. Și ei nu vor să aibă probleme, au și ei copii. Cu dâns și eu, ei sunt oameni mari, au firme, are un frate pe aici, pe la Chișinău, are legătură mare și el tot. Eu așa nici nu știu cum m-a băgat în cale cu dâns. Este un moment important care dumnealui l-a menționat, că dumnealui înainte de a da declarații cunoștea deja, i s-a spus că persoana a pierdut un ochi. Da? Da. Deci atunci când dai declarații și mai ai și o experiență oarecare în spate, știi și legea, să scrii că i-am dat un picior știind că deja... Știind că persoana și-a pierdut vederea, mi-am vine mai puțin a crede. Deci nu zic că așa a fost sau nu așa a fost. E puțin, probabil în viziunea mea. Pe de o parte și pe de altă parte, eu nu-mi vine să cred știind că în închisoare totuși lumea unul cu altul se instruiește, studiază, este timp. Codul penal, procedură penală, să știe până la amănunte ce se întâmplă în caz se întâmplă și cred că v-ați pregătit și de eliberarea înainte de termen, da? Știați și consecințele în cazul în care mai comiteți o altă infracțiune în perioada de timp. Deci cam nu prea se leagă una cu alta, că cineva v-a convins sau dacă chiar și-ar fi încercat, nu prea cred că sunteți într-atât de slab de fire și n-ați putut să spuneți nu, domnule, eu nu recunosc, că păi el și-a pierdut ochiul, mă bagi iară la pușcării. Eu nu știu unde s-a pierdut el ochiul, pentru că fiind în stare de ebrietate sau sub substanțe interzise, poate și l-a pierdut în altă parte și peste o perioadă s-a adus aminte la noastră. Vă înțeleg perfect. Chiar dacă ați semnat, vă înțeleg perfect, pentru că aveți un copil, aveți o pierdere în spate și...
adică ați vrut cumva să evitați toată situația asta, să termine pe cale pașnică, dar din propria experiență vă spun că dacă nu citești un act, poți să ai pierderi foarte mari. Tot timpul trebuie să fii cu atenție, să fii start, să fii pregătit. Adică nu trebuie să ai încredere în nimeni în afară de tine, pentru că în afară de tine nu mai salvează nimeni. Dar poate să renunți la aceste declarații care au fost date sub influența comisarului în orice moment, nici adesea nu-i problemă, fiindcă au spus că am fost influențat, am fost speriat, că mă va închide în pribaie și etc. De obicei așa și spun toți. Da, marea majoritate. Alexandru, ai fi gata să-ți tragi declarațiile? Tu ai zis că nici nu știai ce semnezi de fapt. Că așa scrie, eu scris pentru tine. Acum, dacă nu e scris ceea ce corespunde adevărului trebuie tău... Trebuie să scrie așa cum, tu cum ești, am spus. Tu ai fi gata să retragi această declarație? Dar eu nu mă prie, mă pricep eu. Tu ai un avocat? Nu. Dar lumea se teme în sat de matale. De mine? Da. Dar ce steamă din nu, întreb, pur și simplu, întreb. Că ai făcut câți ani de pușcărie? Da, eu vopșe, n-am avut cu nimeni, eu... Alexandru, câți ani de pușcărie? 12. Lumea știe, mă, da. Așa ceva se știe. Doamna Talia, ce ai făcut acest? Mi-a acolo cu un fost, după cu un viol și am cu confort. Hai să vedem cine ai povestit mai devreme despre asta. Noi eram niște copii și au spus că să ajutăm să ducem un clopot. Era un clopot în afară, acolo, lângă ține, așa, nu în biserică, nu în ograda bisericii, dar așa, pe deal. Și l-am luat și l-am dus. Și care era cu mine băiatul ăsta, au spus la miliție. Am ăștia care au avut acolo, că pe noi la sud, apoi ne-au zis să facem și că vroia să ne judeci satul, lumea din sat. Și am fost la discotecă, peste un an de zile, aveam o fetișcană de la Chișinău și cu dânsa. Și ne sunam, îi dădem numărul, telefonul în alta. Nu a fost viol. Ce fel de viol? Viol atunci când te duci cu deasăla o iei, faci mie 16. Și nu a ajuns majoratul de 18 ani și nu și-a făcut acolo, că eu, tipa, că eu sunt vinovat. În total, mi-a dat 15 ani, rog, 18. Sau 15. Atunci când eu avem relații cu dânsa, la mine soția era dus la Moscova. Ei știi cum, ca bărbat, ia că cum, n-am făcut eu așa de rău și nu nică. Acolo am lucrat și unii mai tăiesc zăcioate de astea, erau zile. Lucra eu o lună, ăsta e 13 zile, 12 zile, 11 zile. Am stat 12 ani. Alexandru, mi-e greu să te cred, nu știu ce cauză. Prima dată n-ați făcut, nu a fost viol, dar aveai soție și avea 16 ani, fata aceea. Ceva nu se leagă la mijloc. A doua oară spuneți că numai eu l-am nu împins. Nu am spus că nu. L-am împins, el a căzut jos și de când a căzut jos, i-am spus și eu niște cuvinte, dar în furie putea să ajungă și un picior acolo. Nu eu, eu ipotetic presupun dar aici. Nu l-am părit, după aceea tu recunoști că ai lovit cu piciorul, după aceea nege acum emisiune că l-ai lovit. Eu cu mâini l-am părit. Mă face ca să nu te cred, nu știu nici este ca o părere, nu. Alexandru, da? Uite, te aud oamenii da. din dar detaliul ăsta poate fi foarte important de ce cealaltă persoană l-a agresat, știind, de exemplu, hai să zicem că ați avut o relație cu fata de 16 ani și a zis că el e din poliția, are legătură cu poliția? El are, da, el a lucrat mult. Detaliul ăsta poate trezi furii în cealaltă persoană, pentru că nu se admite astfel de idei. Când cineva, un bărbat mai în vârstă, are un contact sexual cu o minoră, deja din start este văzut ca altă persoană. Și anume actul ăsta de, hai să scriu că mi-a scos un om, poate fi ipotetic pentru a pedepsi. Al umili. Și ajunge înapoi în pușcărie și acolo să se întâmple alte lucruri. Așa. Asta trebuie să vrei tare să-ți strigi viața că să faci așa da. Ceva. Da, sunt de acord. Numai dar oamenii sunt iraționali. Da, numai că aici la mijloc, uitați, când a avut această altercație, ei unul cu altul nu se cunoșteau. Ulterior, când s-a exact aflat... asta spunea colegul, că având în vedere că presupusa victimă a lucrat în poliție, putea să știe background-ul eroului nostru și cumva să se răspunde. Nu, cred că în seara, în seara aceea, nu. Ulterior, eu sunt sigur că ulterior a aflat cine e Alexandru, ulterior a făcut leziuri, asta, expertiza medico-legală și în scopul de a întoarce înapoi în penitenciar, tribul la mijloc de căutat, dacă nu cumva expertiza medico-legală, este falsă.
Nimeni nu l-a văzut după asta din rude, fără acest ochi. Cum un pușcăriaș poate să bată un polițist? Va fi făcut un raport de expertiză și totul se va proba. Care este adevărul? Aflăm în scurt timp. Alexandru a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. L-ai lovit peste ochi pe bărbatul care te acuză că l-ai bătut? Eu încoași la mâini că m-a rupt la dânsul chel, încă frăiesc în imediei. Și aici testul a demonstrat că ai spus... minciuni. Acum o lună, Alexandru Sandu, din Rubleniță, raionul Soroca, a intrat într-o mare încurcătură. El dă ușa în jos și zice niște cuvinte și nu știe cine este. Bărbatul de 40 de ani povestește că într-o seară se grăbea să-și ducă copilul de urgență la spital. În drum însă a dat de un consătean care i-a pus mașina în față. Mă duc și bat la fereastră, bate, dă-i toleac la o parte și se dă jos și mă apuc și întrage una, mă apucă de jos și întrage după două... Așa, fără... Fără nică, două palme de-a mele, e una de-a lui. El a sărit la mine la bătaie. El a sărit, tu ai răspuns? Dar cum? Cu amândouă mâini, e ca așa l-am părit, încoace. Alexandru se jură că după asta conflictul s-a potolit. De urmă mai erau o mașină, vine omul cu femeie la lucruri, tot, a văzut. Peste o săptămână însă, el a aflat că acel consătean l-a dat pe mâna polițiștilor. Băietul ăsta a zis că băietul ne-a lopălit cu ciorul și i-a scos ochi. Comisarul îmi spune, trebuie să scrii ca să și băghini, trebuie să scrii că i-ai dat marcă în picioare. Și ați face noi acolo și să-ți dai un ștraf, o slovnă sau o să vă împăcați. Și o scrie, știi, scalește, cât e normal. Tu te-ai semnat? Da. Ce riscă băiatul dumneavoastră, știți? Pușcărie riscă. L-am așteptat atâția ani și amul nu vreau să duc înapoi. Alexandru nu este mulțumit de ce îi se întâmplă și crede că nu are pentru ce să răspundă. Pentru a afla unde minte el și unde spune adevărul, noi i-am propus testarea la poligraf. Cum a răspuns Alexandru Sandu la detectorul de minciuni? De ce bărbatul își neagă vina după ce deja a recunoscut-o? În ce stare este presupusa victimă? Dar și de ce familia lui Alexandru se simte acum în pericol? Aflați din această ediție. În această seară vorbim despre Alexandru Sandu, de 40 de ani, care a ajuns pe mâna polițiștilor după ce s-ar fi încăierat cu un sătean. Alexandru zice că bărbatul s-a plâns pe el și îl acuză că i-a scos un ochi. În fața oamenilor legii, Alexandru și-a recunoscut vina. Dar astăzi el a venit în platoul nostru și ne-a spus că este nevinovat. Iar fapta a recunoscut-o doar pentru că așa ar fi insistat polițiștii. Pentru a înțelege unde minte și unde spune adevărul, noi am propus lui Alexandru să treacă testul la poligraf. În scurt timp, vom anunța rezultatele acestuia. Până atunci, îl invit în platou pe ginerele lui. Radu Catan spune că din ziua incidentului, viața lui și a familiei sale a devenit un coșmar. Să aflăm de ce. Radu, te așteptăm. Bună seara! Bună seara! Spune-mi, te rog, le-ai spus colegilor mei că recent rudele presupusei victime au venit la partea voastră. Ce au rude la voi? Eu tăiam lemne. S-a oprit un automobil. Voi trăiți în aceeași casă cu socrul tău? Da. Uh-huh. Tăiam lemne. S-a oprit un automobil. Am deschis poarta și am întrebat ce au dorit. El s-a prezentat, a spus chiar că cine este. A, s-a prezentat și a zis cine da, este. Da, da, da. Dar înainte de asta mi-a făcut o poză sau poate un video, nu cunosc, cu telefonul. Mie. Așa. Pe urmă, cred că convorbirea noastră a fost înregistrată. De unde știi? Ținea telefonul în mână. Și după aceea mai vorbit doar cu dumnealui pe telefon și dumnealui mi-a spus că fratele lui a lucrat puțin în poliție și a spus că socrul meu oricum va răspunde, a tăcut și a zis după lege. Și am mai spus că în limba rusă, mintâbă și nebăvaiet, așa o spus. Și oricum socrul să răspundă. Ce a vrut să zic prin asta? Nu cunosc. Dar de ce le-ai spus colegilor mei că acum trăiți în frică? În frică deoarece sunt oameni, adică cu spiete, cu, nu știu cum să spun așa, să mă înțeleagă. Ai simțit tu cumva că încearcă să te sperie în acea discuție?
spuneți? El mi-a spus că cum un pușcăriaș poate să bată un polițist, așa mi-a spus el. De ce vă este frică acum? Să nu fizic, să asupra familiei mele și asupra la socru, să nu pățim. Voi vă temeți de o răfuială din partea da, lor? Da, da, da. El oricum a spus că noi vom răspunde. Dar voi de ce? Noi nu, ce fel socru, de vină dar aveți? Să nu suferim și noi pe lângă dânsul. Că doar locuim în aceeași casă. Zi-mi, te rog, ai anunțat despre asta poliția? I-am spus lui socru și socru a anunțat. După asta v-a mai speriat cineva cu ceva? Cu oțul a adus scrisoare. Radu, da, da. V-a mai amenințat cineva ieri cu ceva? Ieri eram la serviciu cu tata, socru, și am sunat soție să văd dacă totul e normal și ce faci. Așa. Mi-a spus că o persoană necunoscută, un băiat tânăr, se vărcolea prin prejurul, nu în o gradă, dar în drum, lângă poartă. Și ea l-a filmat. L-a filmat pe băiatul cealaltă, el a venit și a pus o fițoică în poartă cu numărul la victimă. Adică a dat iar de știri că el vrea să vorbească, că tata socru să vorbească. Hai să vedem ce a filmat soția. Da, da, da. Atenție. Nu. Dar ce i s-a părut suspect soției tale? A văzut... Așa nu pare a fi amenințător. El ascundea fața, ascundea fața când ea vrea să-l... când ea stătea cu telefonul să-l, să-l filmeze. Și a pus fițuica și de aia... Ce era scris în fițuică? Ce? Numărul de telefon. A cui? A lui... Noi... Informații generale. Era scris informații generale și numărul de telefon al victimei. Informații generale și numărul de telefon al lui Lefter. Da, da, da. Care te acuză că i-ai scos da. Ochiul. Da. Și... A încercat soția ta să, nu știu, să-l strige, noi nu știm ce să facem și am zis că mai bine să nu sunăm și să nu... Da. Echipa noastră a mers de 2 ore în satul Rublenița pentru a discuta cu bărbatul care ar fi rămas fără un ochi după ce s-ar fi bătut cu Alexandru. Nu am reușit să ne întâlnim cu el și nici să discutăm la telefon, dar l-am găsit pe fratele său. Atenție la ecran. Domnul, nu vă supărați. Eu cred că dumneavoastră sunteți la curent și știți despre bătaia care s-a întâmplat 7 ianuarie. Da. Și am aflat, am înțeles că el singur a avut probleme o grămadă cu legea. De se rugă. Și noi vrem să spunem, asta e adevărat sau nu este adevărat? Cum că nu are un ochi? Nu, 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 nu. Asta în urma bătăiei sau da, nu? Da, da. Vreau pe dânsul lui... Păi e chiar eu ce am spus. Dar numărul eu nu vă dat. Nu înțeles. Dar nu credeți să vrei vrească cu voi, mai ales la frană. Până la urmă singur nu înțeleg că ba a spus că i-a scos un ochi, ba a spus că nu vede de un ochi și se vede ce faimă au acești oameni în sat, se tem oamenii să vorbească și în ce situație a fost, cum a fost pus. Adică este o situație total neclară, nu poți să înțelegi, are ochiul, nu are ochiul, la cameră nu se arată, adică nu. Practic... Doamna Tălea, de acord aici cu această poziție? De obicei, partea vătămată este prima interesată ca a descoperi această infracțiune. Dar vedem că partea vătămată la mijloc la noi este un incognito. Nimeni nu l-a văzut după asta din rude, fără acest ochi. Doi, de ce nu v-ați angajat un avocat până în prezent? Cel puțin aveți tot dreptul să vă angajați un avocat, și anume de la această Comisie Națională de Asistență Juridică Ratată de Stat, fiindcă dumneavoastră n-aveți un venit. Ce trebuia să vă acorde în acest avocat, fiindcă vi se incriminează o infracțiune gravă de pierdere a unui organ vital. Vorbim de un ochi. Dacă nu vă angajați, atunci va fi fabricat, s-ar putea acest dosar și să ajunge în pușcărie. Nici fratele nu mi-am crezut mare, nu mi-am crezut mare încredere, pentru că dacă era atât de grav, cred că cumva se rezolva... Nu știu, pe alt cale, să înțelegea. Pe cale legală. Da. Domnii au depus plângere și se investigează și va fi făcut raport de expertiză și totul se va proba. Colegă, pur și simplu, eu vreau numai un lucru. Dacă a fost, cum a fost, cum spun ei că a fost, de ce nu a stat atâtea zile și nu s-a adresat imediat la spital, la poliție? De atâta că consecințele pot să apară a treia, a patra și peste o săptămână pot să apară consecințe. Nu neapărat imediat. Astăzi vă povestim despre Alexandru Sandu din Rublenița, care se teme că va ajunge la închisoare. Un sătean s-a plâns la poliție că Alexandru i-a scos un ochi în timpul unei încăierări. Alexandru neagă acuzațiile și zice că nici măcar nu s-a bătut cu presupusa victimă. Asta chiar dacă la poliție el a recunoscut că i-a aplicat lovituri bărbatului. Care este adevărul? Aflăm în scurt timp. Alexandru a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Iată cum a fost. Thank you.
Ghenadie Lefter, l-ai lovit doar cu doi pumni în piept pentru a te apăra? Polițiștii ți-au spus să scrii că măcar un picior ai tras lui Lefter, Ghenadie? Ai scos un ochi lui Ghenadie Lefter? Tu primul l-ai lovit pe Lefter Ghenadie? Alexandru, ai mai trecut vreodată testul la detectorul de minciuni? Nu. Prima dată. Cum a fost? Dacă spui de eu mi-am spus cum a fost. Așa, și a fost și... Ești pregătit să auzi rezultatele testului? Da, cum? Dar zi-mi, te rog, ai încercat să minți în timpul acestui test? Și să mint. Să spui un adevăr. Așa cum a fost. Așa și-am spus. Am 8 întrebări pe listă, care ne-au interesat în mod special. Și prima sună în felul următor. Până pe data de 7 ianuarie 2022, ai avut vreun conflict cu bărbatul care te acuză că l-ai bătut? Nu. Ai spus nu în cadrul testului. Și acesta este un adevăr. În prima dată vreau să spun. În acea seară, bărbatul care s-a plâns polițiștilor că l-ai bătut, ți-a blocat drumul cu mașina? Da, el o tras. Așa ai răspuns și în cadrul testului. Da, ai spus. Și acesta este un adevăr. Atunci când te-ai apropiat de mașina bărbatului care te acuză că l-ai bătut, l-ai înjurat? Nu. Ba, dă-te la o parte. Am grăit calm. Dă-te la o parte, că am prăpădit fumea și nu vreau să prăpădesc. Ok. Nu știi și nici eu. Eu știu și nici tu. Și-o dai jos la bata. Și aici testul? Nu știu. A demonstrat că ai spus... Minciuni. Un adevăr. De ce minciuni? Că pe asta casă sunt fost. Dar de ce ai zis minciună? Nu știu unde știu ce arată testul. Testul trebuie să demonstreze că tu spui nu minciuni? Nu știu. Alexandru, te mai întreb o dată. Ai încercat să trișezi în cadrul testului? Și să fac? Să trișezi, să spui minciuni, să minți. Să spui neadevăruri. N-am spus minciuni, eu am spus cum a fost. Cum dar a fost. De ce? Pe mine m-a uimit reacția asta ta. Când eu am zis că mă pregăteam să zic că ai spus un adevăr, dar tu ai zis minciuni. N-am mai spus minciuni. Doamna, spune. Eu am un zbunic de cap, dar nu mai știu. Din frică, teme și el ca și mine. Eu retrăiesc și eu. Am o grămadă, dar nu mai știu și creier. A patra întrebare. Bărbatul care te acuză că l-ai bătut, te-a lovit primul în acea seară? Da. Da, ai răspuns. Da. Așa și-am zis. Și acesta este... un adevăr. Strângește să mă bat. Următoarea întrebare. Răspunde taurul. L-ai lovit cu piciorul pe bărbatul care te acuză că l-ai bătut? Nu. Ai răspuns nu. Nu. Și este... nu știu. Un adevăr. M-a rumblat în sute mâinile lui ăia. El e un mare zavă, care picioare i-a tras eu lui. Dar spune că a scos. Dacă a scos un ochi la om, doamnă, trebuie păritură, sebe, oameni bune. Trebuie păritură, sebe, eu. Eu sigur nu scris la tine, că mă pus la cruz, că așa se face așa și întâlnire. Eu câteam cap, eu cred din nevoie. Despre asta este următoarea întrebare, care ți-a fost adresată în cadrul testului. Polițiștii te-au impus să recunoști că l-ai lovit cu piciorul pe bărbatul care te acuză? Da, păi asta așa a fost. Chiar că e sigur, zic, marcă un picior. Marcă un picior, zic, că da. Ia că așa a fost. Ai răspuns da și în cadrul testului. Iar acesta, așa cum arată rezultatele testului, este un adevăr.
Și ultima întrebare. L-ai lovit peste ochi pe bărbatul care te acuză că l-ai bătut? Eu n-am părit în chef să mă rup de la dânsul. Eu nu i-am catat că l-am părit în ochi. Eu nu i-am zis că l-am părit în ochi. Eu am zis că nu l-am părit în ochi. Eu încoași la mâini să mă rup de la dânsul. El încă vroia să îmi medeie. Ai răspuns nu. Nu. Și acesta? Este un adevăr. Doamne, ferești, eu știu că l-am făcut. Nu iei poliu bombă pe alora, ei sunt oameni mari. Oi, oameni buni, ascultați la mine. Eu sunt pe sărac, trăiesc, doamne, am amire chestiuni. Ei sunt oameni bogați, sunt oameni mășcați, sunt oameni din business nevoi. Ai bani, faci treabă, n-ai bani, nu mănânci. Doamne, Natalia, ei poți să intri în casă și te împuște și te bată și tot ei au dreptate. Pentru că ei sunt oameni care au vrat. Dar fost cineva de-a lui este făcut eu așa. Dar la poliție nici nu-ți dă voie să citești ei și scriu ei. E cu desel, dacă spune că nu-mi pălit, dar acolo când nu i-o dat voie nici citească, zici că semnează repede. Uitați-vă, nu întâmplător v-am recomandat să vă angajați un avocat din partea statului, deoarece la mijloc s-ar putea să fie fabricat un dosar împotriva dumneavoastră. Primul. Al doilea la mijloc pe care văd, nu e scus faptul că la mijloc este un mijloc de extorcare de bani din partea părții vătămate înainte de a acționa de prin intermediul organului de poliție. Nu e scus faptul acesta, fiind chiar dat de înțeles. Știi că el nu vede de un ochi, știi că trebuie să fac un implant, etc., etc. Din partea domnilor voastre, poate dacă angajați un avocat, depuneți o plângere împotriva părții vătămate, inclusiv o plângere împotriva organului poliție care v-a impus să recunoașteți că ați lovit cu piciorul pentru a lua măsuri în raport cu acțiunea pe care l-a comis. Asta sunt sfaturile mele. Mulțumim, Teodor! Domnul Alexandru, treceți pentru momente dificile. Și nu numai dumneavoastră, și mama, și socru, și fiicele. Păstrați-vă calmă, găsiți un sens, mai ales să trăiți pentru copiii dumneavoastră, să luptați pentru ei. Și într-adevăr, cel mai bun sfat ar fi să vă găsiți un avocat. Nu pot să mă mai uit, mama, deja pe mine mă cumșesc emoții. Alexandru, fii bărbat și... gândește că ai pentru cine să lupți în general, da? Ai copii, ai... Nu trebuie să te gândești că acolo este cineva mare, da? Tu trebuie să fii tu și să-ți pui poziția ta și să mergi. Dacă tu ești sigur că tu ai dreptate, înseamnă că puneți poziția ta. Din start, nu știu de ce, mi-am influențat încrederea această familie și nici pentru o secundă nu m-am îndoit că Alexandru nu este vinovat, nu știu de ce, așa am simțit eu. Și... cu ochiul liber și față, vede că cred că persoana, victima încă trăiește în anii 90, după părerile satului, după frica care a băgat-o în această localitate. Așa că tot ceea ce trebuie să fac acum, să meargă până la urmă și să nu meargă pe încredere, da? Angajează un avocat, cer un avocat de stat, adică trebuie cumva să lupți pentru asta. Stai pe pat și aștept ajutor, nu o să-l dai nimeni. În afară de tine, nu o să te ajute absolut nimeni. Până nu te ajuți tu pe tine mai întâi. În ce privește urmărirea penală, trebuie să înțelegeți că știți foarte bine că este un cumul de probe. Deci eu încerc să-mi pun întrebarea, reieșind din rezultatele testului, unde putea să-și piardă vederea omul ăsta timp de 5 zile? Unde putea în altă parte să-și piardă vederea? Există o încăierare că i-ați dat 2 pumni sau 3 pumni. Deci asta deja va face concluzia organului de urmărire. Este expertiză, sunt martori. Probabil când vor fi invitați la organul de urmărire penală se vor comporta altfel, că ei sunt sobați de răspundere penală. Recomandarea este să facă totul pentru a-și demonstra nevinovăția, chiar dacă organul de urmărire este obligat să o facă. Dar ce ar putea să facă la modul practic, să
indicii, de exemplu, la organul de urmărire penale, care sunt acele persoane care au fost martori la evenimentul respectiv și în cazul în care va face cunoștință cu raportul de expertiză medicală, în cazul în care va fi defavorabil, respectiv să solicite o contraexpertiză sau știu eu, una repetată, complexă. Fiindcă expertiza în astfel de cazuri este foarte și foarte importantă. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu.